Doi tineri pasionați de ciclism, membri ai ONG-ului Eufemia din Șura Mare, Sibiu, au plecat pe 23 mai 2023 și vor pedala 3500 de kilometri până în Olanda. Scopul lor este acela de a crește gradul de conștientizare cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă. Inițiatorii proiectului, împreună cu reprezentanții autorităților locale și ai asociației Mode of Life, au organizat și în drobeta Turnul Severin un tur de ciclism de aproximativ 10 kilometri. Adina și Walter Jensen sunt doi cicliști pasionați din România și Olanda. După ce au trăit câteva decenii în Olanda, s-au mutat în 2020 în România, Șura Mare, Sibiu. Pe lângă activitățile zilnice, aceștia dezvoltă și proiecte pe bază de voluntariat prin ONG-ul Eufemia. Misiunea asociației pe care o conduc este de a promova și sprijini dezvoltarea de servicii și activități sociale, culturale, educaționale și sportive. Este un eveniment al unei organizații private susținută de ambasada Olandei, care promovează mersul pe bicicletă. Au plecat de la Sibiu și trebuie să ajungă în Olanda în 6 iulie. Am participat și noi ca oraș la acest eveniment. I-am ajutat să dea o tură prin drobeta Turnul Severin. Spuneam și spun în continuare că mersul pe bicicletă trebuie să fie o alternativă la mersul cu mașina. În toată Europa se dă avânt acestei activități. Sperăm că și la Turnul Severin oamenii vor înțelege și vor folosi acest mijloc de locomoție. Am avut destul de multe probleme cu crearea pistelor de biciclete. Am îngustat puțin mersul autoturismelor, dar vedeți și dumneavoastră, ăsta e trendul, așa cred că va fi și în viitor. Acum oamenii nu sunt de acord cu pistele de bicicletă, dar sunt convins că în viitor, o parte din ei, dar sunt convins că în viitor aceste piste de biciclete vor fi de folos tuturor severinenilor și nu numai. Iar în acest weekend au fost prezenți și în municipiul Drobeta Turnul Severin, unde împreună cu reprezentanți ai autorităților locale și ai asociației Mode of Life au organizat și în Drobeta Turnul Severin un tur ciclist de aproximativ 10 km. Ne-am propus să facem o călătorie de aproximativ de 3500 de km. Am plecat pe 23 mai cu bicicletele de la Sibiu și preconizăm ca pe 6 iulie să ajungem în Deventer, destinația noastră în Olanda. Ce locuri ați vizitat până acum? Până acum am fost mai mult, primele 2-3 zile am trecut Transalpina, iar acum venim de la alaltă, ieri am fost la Petroșani, iar azi dimineața am venit de la Motru încoace. Vă sponsorizează cineva, vă ajută cineva pentru a face aceste lucruri? Da, deci am, de-a lungul timpului am găsit parteneri de încredere. Unul dintre cei mai mari susținători este ambasada Olandei în România, dar de asemenea și ambasada Olandei în țările pe care le vom traversa. Vom traversa 10 țări. De asemenea, avem diferiți sponsori, companii care ne susțin și un lucru fantastic care am reușit să-l facem e că în foarte multe locuri unde ajungem, primăriile ne susțin, deci avem primiri oficiale cu primari și așa mai departe, dar și cu asociații, organizații care au o foarte mare, un foarte mare aport, să zic, la dezvoltarea sustenabilă. Asta este ceea ce ne și dorim. Două lucruri așa mai importante. Deci dorim să creăm, să creștem conștientizarea pentru dezvoltarea sustenabilă și prin acest lucru, deci noi sperăm ca deci cât mai mulți oameni să ni se alăture pe bicicletă și este un lucru fantastic ceea ce se întâmplă acum la Drobeta Turnul Severin, pentru că acesta este unul dintre scopurile noastre. Vrem ca lumea să descopere, poate unii, să descopere mersul pe bicicletă, să vadă, mersul pe bicicletă este pentru toată lumea. Proiectul Cycle for Global Goals este realizat în colaborare cu autoritățile locale, ONG-uri și IMMM-uri din țările traversate pentru a crea și mai multă conștientizare și acțiune pentru obiectivele globale de dezvoltare durabilă. Well, we start
Am început această idee acum 9 luni. Ne place ceea ce facem, suntem doi cicliști pasionați și ne place de asemenea să facem caritate, iar acum încercăm să le îmbinăm. Am început această călătorie plecând din Sibiu, iar până la destinația finală, în Olanda, sperăm să ni se alăture tot mai mulți oameni. În această călătorie sunt eu împreună cu soția mea, iar oamenii ni s-au alăturat plin de entuziasm. Pe viitor sperăm să realizăm cât mai multe evenimente de acest gen. Turul cu bicicleta a început la Sibiu pe 23 mai 2023 și se va termina în Deventer, Olanda, pe 6 iulie 2023. Inițiatorii proiectului Cycle for Global Goals spun că doresc să conecteze și mai mult Europa de Est și de Vest printr-un mod sportiv, dar mai presus de toate, sustenabil. Legătura devine și mai simbolică deoarece orașele partenere de lungă durată, Sibiu și Deventer, sunt începutul și sfârșitul acestei călătorii. De aceea, bicicliști din toate țările sunt bineveniți să li se alăture pentru a pedala o parte a traseului. Locuiesc în București, lucrez la ambasada Olandei și am venit aici la Trompeta Turnu Severin pentru a le fi alături Adinei și lui Walter în turul lor către Olanda. Îi sprijinim atât din punct de vedere financiar cât și emoțional, pentru că aceștia prin acest tur doresc să tragă un semnal de alarmă, iar oamenii să fie mult mai responsabili și mai prietenoși cu mediul înconjurător. Obiectivele de dezvoltare durabilă au fost adoptate de Națiunile Unite în 2015. Aceste obiective reprezintă un apel universal către toate popoarele lumii de a lua măsuri pentru o tranziție durabilă, inovare și creștere economică împotriva sărăciei, pentru a proteja planeta și a garanta că toți oamenii se pot bucura de o viață pașnică și prosperă. Strategia se concentrează pe trei piloni principali: social, economic și de mediu.